Atent la detalii, atent. Bun, la detalii. Lasă-mă să zic, mă las. Ok. Un fel de a trage energia, variantă veche. Gândești vechi, da? Și nu vrei să accepti că gândești vechi. Ce înseamnă gândești vechi? Te legi de energia ta dinăuntru tău, cu energia ta susții, schimb energetic, da? Niște haragi, lemn, da? Legat de copăcel, cu plasture și scrii energie. Și haragii ăștia, lemnul ăsta, faci căsuța. Ca și cum de acolo tragi, aici faci și iarăși e gândit vechi, variantă arhaică, care a stat la baza a ce a fost. Da? Ok, programelul care a fost. Bun. Ori acum, de-aia pierzi energie. Pentru că așa gândești, că tu susții energetic. Tu n-ai treabă. Da? Ai proiecția. Proiecția ta, punct. Proiecția ta, punct. E holografică. Da, ai durere, ai simți. Cum adică ești holografică? Păi asta e varianta holografică care a fost dintotdeauna, ori tu ai înțeles-o proiecția și treci prin ea. Da, treci prin ea, dar nu e treci prin ea ca și proiecție doar, da? E vibrații înalte. Acolo e energia din vibrațiile înalte, e alcătuit holograma. Înțelegi? E cumva proiecția, vine acum în astrală, nu știu ce, da? E, proiecția în vibrații înalte, ok, în astral, știi? Ea e susținută însăși de energiile înalte, de unde sunt, acolo de unde sunt, n-ai tu treabă, e ca și casa aia, proiectat-o și gata, de unde, cum curge, nu ai treabă, n-are logică. Te-ai gândit logică, logică, atent la detalii și gata. Tot timpul ai fost fără logică acolo, ești. E? Ai înțeles? Nu susții nimic cu energia ta. Ai proiectat. Punct. Ai trimis-o în. Da? Te-ai proiectat tu în locul ăla, în vibrații înalte și faci asta. De-aia trebuie să urci în vibrații. Nu întotdeauna vrea cine vrea sau tu n-ai vrut, să zicem, da? 7 ani în Tibet, te-ai chinuit până să urci în vibrații, să clirui, să vindeci. Asta e drumul. Asta înseamnă transformare. Da? În vibrații înalte se face, se proiectează, E proiecția și gata. Ai văzut cum afară, da? Ți-a plăcut ceva? S-a proiectat în altă parte ceva. Din nimic. Ai sădit cu 2 ani în urmă, da? Ții minte ca și amintirile te iubesc deja, da? Păi, dar parcă era anul trecut aici. Acum e acolo. E un fel de vechi stil de a proiecta. Da? Am făcut aici. Proiectăm și la de a fura bunăstarea, da? Și stilul ăsta a mai trecut un pic, un timp, s-a mai folosit pentru a construi. Dar nu se fura bunăstarea, ci se construia pentru construi. Ei, mergi mai departe și vezi cum proiectezi pur și simplu. Da? Ai proiectat și gata. În vibrații proiectezi, în vibrații, urci în vibrații, cobori, da? Trebuie să înveți culme, trebuie să înveți poate din vibrații joase, unde eram susținut pământul 3D material, vibrații joase, da? Banul, tot material fizic, tot ce a fost proiectat fizic, din vibrații joase, da? Lubust s-a întors și e doar din vibrații înalte. Vibrații joase nu se mai susțin pentru că vin alea înalte, da? Lumina vine și te trezești a doua zi. Oh, s-a stricat aia nu mai ține, aia nu mai merge, da? Astea sunt gândurile și proiecțiile vechi. Că lumea materială e susținută de vibrații joase. S-a răsturnat răsturnarea și e susținută de vibrații înalte. Se construiește în vibrații înalte, să nu fie arsă de lumina puternică. De-aia trebuie să urci în vibrații plus la că te transformi și să ai înțeles unde ești. Ok, felicitări.